Salutare și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou minunat episod alături de mine, gazda voastră. Glumesc, nu sunt o gazdă, habar n-am ce -s. Din orurile trecute, mă întreabă Eusebiu Harambe, cred că îl cheamă pe la mână. N-am citit bine. Stai să văd. Habarag. Sau Hadag, în orice caz, ceva asemănător. Eusebiu mă întreabă, adică, cred că... Da, o întreba, nu? Vă bate. E bine, nu ne bate. De data asta câștigăm noi. Deși nu știu de ce ai mei au dat atac pe Green Street Blues când, uitați, aveam turful ăsta, free turf, da, mă rog. Și am văzut că un singur atac avem. Mere și așa, avem un defend cu, cred că Red Dragon Triad, dacă nu mă înșel. Și ea, săracii, vai de curul lor și s-au gândit să vină în LS aici, în fundul șurii. Uitați după cum puteți, ba, mă, uite că au ceva turfuri acolo, 10 turfuri. Ce vreau să vă spun a fost că am reflectat la orurile trecute, așa mă suiem în sus, orurile trecute, alea două. Și mi-am dat seama că nu e chiar cea mai bună alegere să te bagi din amic și mai bine stai și farmezi și campezi pe aici. Eu încercam să fac videoclipul cât mai interesant pentru vizionator, dar nu e tare interesant să vadă un nab murind. Deci, cred că mult mai interesant o să fiți dacă nu mor și dacă fac câteva kill-uri, adică să am scor pozitiv, că n-am avut chiar așa rău. Mă rog, a fost rău, minus 2 sau minus 3 am avut la war-ul ăla, da? La următorul parcă am făcut pozitiv, mă, dacă nu mă înșel. După ce am închis filmarea, adică, poc! Alea meu, așa e, dar totuși trag eu după el. Mama lui, cum își permite. Bă, avem prima rundă. Filmez, drace? Da, filmez, da. Dacă mă broiez și... Bă, drace, dar pe ți-am răspuns, mă, numai. Tu nu ești răbdător, bă. Ia-le, cum stă sus pe casă și el nu o să știe și o să trag în el. E bine, da, în spate aici, nu, în față. În față sunt niște copii. Să dau pe acolo, random, poate polez, dai, polez. Așa, cât să-i rănesc, cât să se simtă răniți, bun. Le-am rănit sentimentele. Acum o să mă duc să-i rănesc, să le rănesc și corpurile. Glumesc că nu o să mă duc singur să le rănesc corpurile, o să le rănesc cu corpurile cu prietenii mei maronii. Aia de fapt gri, suntem gri, nu maronii. Hai mă ce prost, eu mi-am pus deagle, am zis că gata, îi dau one shot în loc să-l fur cu M4. Păi, retardată-s. Bun, acum trebuie să o calculez pe asta că aici sunt câțiva ei și noi suntem tot câțiva, da? Ai niște viață, tocmai ce-mi lipsea. În față sunt niște... Inamici, da, o să sui sus după el, pentru că mă simt în tecuri, na, păi, vezi ce le dau. Ca tecuci, cu tecuri v-ați prins? Tecuri, ha, ha, ha. El ai fost o trecut pe lângă mine crezând că scapă. Tu te mă de aici, mămaceu OP. Hai să-ți dăm. Nu, mă, de ce las la mămaceu? Era pe val. Ați văzut și voi cum, pac, am prins skill-ul. Am fost în ei, uite că ne cheamă. Ne cheamă liderul și capitanul de front, Gheorghidiu Ștefan. Zarescu. Oh, ce-am vrut eu să dau random pe acolo, deși știam că ăla era mort. Am, totuși am tras așa două glanțe, mă, să fie. 4-1 lejer. Na, bine. Și eu am 1-0, mă, nu știu dacă se pune. Dar ăștia stare low și vin așa. Ha-ha-ha, ai văzut, mă, cum se face, mă, 2-0, mă, un glonț i-am dat cu tecu, bă. Asta înseamnă să ai skill, mă, să poți fura cât de bine, bă. Și să faci scor pozitiv, ca să apare acolo, la top, știi? Să fii tu printre primii. Asta o să fac eu. Acum am tecuri, o să mă duc la ei frontal. Nu o să aibă nici... Uite-l pe ăla cum cred el. Ai bine, nu! Nu azi! Măi, ați văzut cum am luat damage free și l-am omorât totuși pe ăla, numai că extaz o tras de la dracu din praznic. Și nici n-am observat că mi s-a dus viața. Nu fă din asta extaz că nu-i frumos. În orice caz... Stai. Cu cine sunt aici? Ce ești tu, ființă? Gamer, ăsta e Motan, da. Nu știu dacă-l mai știți pe Motan. Slash, SG... Slash SG M41, așa. Slash AG... Cum? 1, 3, 2, 1... Bine, s-a retardat. Și s-a retardat din nou. Se pare că retardismul meu nu încetează. Genial. Na, bun, acum o să dau G și o să mă despawnez cumva. L-am avut prieteni pe Skype. A fost unul dintre puținii cărora le-am dat Skype-ul. După aia am început să... Mă rog, nu am început să... El mai dădea mesaje pe Skype și eu m-am considerat enervat și l-am șters. Și mi-a spus astăzi că de ce l-am șters de la prieteni pe Skype. S-a apucat și el de YouTube și am făcut pentru video promovare, dar, mă rog, semi-promovare, că nu l-a ajutat cu foarte mult. Acum are vreo 300 de subscriberi și crește încet. Îs și eu abonat lui, dacă e. Și cine, mă, Swain? Dar de unde? Du-te, mă, de aici, mă. Vezi ce înseamnă să fii retardat.
Bun, acum ăsta aici s-o coborâ și vine frontal spre aliatul meu, drăguț și prietenos. Vai, da ce mulți, dar lasă că iese unul. Poc, pe lângă el direct am dat. Dar n-am luat damage, mă. Cred că a dat aliatul meu în mine. Aici sunt niște inamici. Ma, trebuie să fac aici niște jucuri. Tot trag aliații mei în mine. Ai noștri trag în noi. Ai, mă, frate, l-am polit și n-am mai putut să-i dau lovitura de grație. Și dincolo era unul pe care nici măcar nu l-am observat. Merge, ai găsit 10 dolari pe jos. Bă, s-o mări suma, mă. Înainte găseai un dolar pe jos și ai foarte fericit, adică... Înainte erau chestiile la fel de scumpe, dar găseai un dolar pe jos la oră. Da, mă, dar acum, vedeți câți bani am? Toți banii ăștia am făcut la orul de ieri. Sau aproape toți. Ia, ia-le pe ăla cum crede că scapă. Suie-te-mă păzit să pot trage în ține. Puteam să jur că am tras în el, bă, deci... Un pic de discriminare, nu? Puteam să jur, chiar am tras în el, nu știu dacă o să mă uit pe filmare să văd dacă chiar am tras în el și nu o picăit nimic. O, ai găsit 10 dolari pe jos, ori 2, mamă ce fericit și ce bogat sunt acum. Uite cum stă AFC acolo, mă, ia meu! Deci dacă nu e a meu, să nu-mi ziceți mie, Maceo! Cum stai tu AFC, mă, pe turful inamic? Uite-l cum stă, uite-l cum stă, uitați-l cum stă! Stați! Nu, mă, ce Dumnezeu! Vulpea, parcă eram prieteni, ajută-mă să scap de... Mă, dar ce incompetit, bă! Du-te, mă, și l-a omorât după ce am murit. Nu știu cine dracu m-a omorât. Du-te, mă, de aici, mă. Mai bine îmi puneam... I-am zis să-mi pun Deagle-ul, să trag cu Deagle-ul în el. Să fie sigur, că sigur nu revine din afacă. E bine, o revenit din afacă și m-a crăpat. Și o să iau prin surprindere. Ca o anaconda. Nici nu o să știe cine o pălit. Uitați. Uitați cum o să urc aici, poc, și nu o să mai fie nimeni pe când urc eu, așa-i? Așa o să fie. Mă, da, uite, e acolo unul cu low HP. Să mor, tu du-te-mă de aici, mă, du-te-mă de aici, du-te-mă. Zice praf fraierul după ce a murit primul și al doilea m-a omorât pe mine, sau cine dracu m-a omorât, du-te-mă. Da, e frustrant, mă, nu știu de ce îmi vine să apelez la cuvântul hacker codat și alte apelative pentru trișat, dar e real, mă, n-am apucat să trag un glonț. Duce-mă de aici, ce porcărie, mă, duceți-vă, mă, de aici, că vă calc pe toți, m-am enervat, gata. O să trag cu M4 și o să ies prin învăluire. Reîncarcă. Hai, frate, nu-mi da stun, al meu mi-a dat stun, mă, duce-mă de aici, mă, ce căcovo... A, mă, cum să-mi dea stun, mă, fix aliatul, când să-l omor pe ăla, mă? Păi ce porcărie, mă, duce-mă, dar nici nu mai vine să-mi iau... Asta e nașpa la rangul 1, mă, n-ai, mă, arme! Din câte am înțeles, la rang 2 s-a băgat M4 în loc de AK-47 sau la rang 3, mă, nu știu care e falsa. AK-47 e cea mai nașpa, mă, și nu vreau să ajung să o folosesc. Că, nu știu, îți dă impresia că ai bugat, adică, nu știu, îți dă impresia că îți ajunge și nu mai ai nevoie de M4. Și când ajungi să o folosești, îți vine să te strangulezi cu cravata sau cu orice altceva, pur și simplu să te omori. N-au șansă. N-au nicio șansă, o să mă bag în ei, o să mă bag în ei, bă. A, dar tocmai tipul ăsta are tech-uri. Oh, o să-i dau stun cât timp de save, nu știu cum, o să se bage pe ei și o să... Ma, ce-o post? Ha, 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 ha! No, mai ataca, mă! Ci că post părăsire turf. Bun, ăsta aici e așa, s-o băgat în noi. Hai, frate, nu! Hai, frate, nu, Maceo! Așa, Maceo, așa, Maceo, dă-i! Încarcă și dă-i! Așa, Maceo, OP! Vă dați seama cât timpul ăla nu-a tras în nimeni, băi! Inutilule! L-am făcut pe ăsta singur, cred că 3 glonțe i-am dat sau câte dracu, că și-o mai iau și viață de timp. Direct, intra ai mei, gata! Șansa mea să mă afirm, gata. Ăla acolo aici e singuratic, ca un fel de vine tu, nu, hai vine tu să-l dau. Așa, pe la spate ți-am dat, tu șapa mătii. Dar tu ce crezi că eu joc corect, mă? Foci, ți-am dat, Doamne ferește. Cât e scor, mă? 8-0, mă, i-am bătut pe ăștia, mă, eu nici măcar n-am observat, mă. GG, mă, suntem cei mai tari din curtea școlii. Păcat că avem un singur or pe sară. Cine mai atacat cineva? Sunt două oruri, dar mă, să nu-mi zici că Red Dragon Triad e o amenințare pentru noi. Ia-l, mă, pe ăla cum iese de pătură. Tu crezi că mă bați pe mine? Poc, după semafor. Tu te mă cipi, mă, că tu ești al meu acum, bă. Ai văzut ce? Bă, scoală, măi! Scoală gazdă din pătus! Băi, dar m-a lăsat ăștia să fac duel cu Chipi, mă! Eu nu-s bun la Deagle, mă! Veniți și omorâți-l pe Chipi, mă, cam iar... Ai, mă, duce, mă, dar uite ce m-a lăsat, mă! Și am omorât pe Chipi după ce mi-am scăzut toată viața.
Că s-o tot apropiat de mine, m-au vrut să mă încalece, au vrut să se înfășoare pe lângă mine. Ce ai vrut, Cipi? Mi-a avut tendințe sexuale, mă? Sau ce ai venit așa lângă mine, mă? Eu nu mai știam în ce parte să mă trag. Tu mă încălecai. Na bine, direct fă pe capul meu. Stați mă că mai filmez o dacă mă trebuie neapărat. Oricum o să fac scorul de 10 minute. Trebuie neapărat să fac scor negativ sau adică nu negativ, că negativ am deja. Din asta mă fac. Uite-l cum tu faci mă mie post, mă. Tu faci mă mie post, mă. Fui, mă duc pe tine, mă. Am uite în cale. Unde ești, mă? Șmecher, mă, ești șmecher. Pac, pac. În cap i-am dat. Da, mă, să-l omorâm, mă, nu pe mine, mă. Că nu tragi, mă, nu. Nu mă vine aliatului. Eu am pălit un glonț, mă, trebuie să-și facă datoria, bă, frate, fiecare câte un glonț, ăsta e datoria. Ia vin și frații mei de după curbă, cam pirații din Caraibe, știți faza aia când vin țiganii din România, erau țigani. Uite-l, bă, Alex Y, cred că-l cheamă, du-te, mă, Alex Y, mă, tu crezi că mă faci pe mine, mă, uite ce giucuri am în mie. Mă, dar iar nu mă lăsă ăștia singuri, mă, dar e stresie, stă la cap, mă. Mă, aici cu Alex Y și voi, mă. Du-te, mă, de aici, mă, trădător de nație, așa, mă, vin și le iau pe Alex Y, așa e, așa e că așa faceți. De fapt, era Alex Câtapa, Capată, vai ce n-am, bă, am 5. Ah, am murit cu fall, am 5-7. Puh, păi nici nu mă mai duc altul, atât o costat, mă, minus 2, mă, să fie, dacă-i. Mersi că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, dați un like și dacă vreți să vă vedeți mai multe episoade din... De fapt, nu, oricum o să postez mai multe episoade din chestiile astea, dar o să postez și, cred că, alte jocuri. Tot așa, 10 minute, cam așa, o să fie 10-11 minute video. O să tau din ele cu toporul, mă, nici nu-mi pasă dacă s-o întâmpla chestii interesante în ele. Poc, poc, tau din ele. Mersi din nou că m-ați urmărit și ne vedem mâine sau poi mâine. Salut!